Bun găsit, prieteni, la De ce se întâmplă, sunt Dan Ciocuier. Misiunea de astăzi vom discuta un subiect care a fost destul de spinos legat de existența acestei societăți, care are un prezent, să zicem, mai liniștit, iar despre perspectivă vom discuta cu toate aceste lucruri cu actualul director al societății de termoficare Făgăraș, are o denumire mai complicată, ne va spune dânsul, domnul Ciprian Țețu, bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Subiectul și pentru mine este o premieră, nu am mai discutat acest lucru, în schimb nu înseamnă că nu l-am urmărit în presă ca tot omul, chiar dacă nu mai sunt de mult dependent de sistemul de termoficare local. Vă propun acum și cu participarea dumneavoastră să facem un scurt istorie punctual, ca să nu vorbesc eu mai mult decât invitatul, legat de existența sistemului de termoficare la Făgăraș. În vremea lui Ceaușescu, făgărașenii n-au prea suferit de frig. N-au prea suferit pentru că era într-adevăr un sistem centralizat care, fiind alimentat de la combinatul chimic, avea o siguranță indiferent de perioadele anului. Exact, chiar dacă apa caldă era cu program, dar de cine a fost în anii 80 în București sau în orice, în București ei cam ce înțelegeau ei de acolo, prin apă caldă și prin căldură. Acum, nota bene, au probleme cu apa caldă și acum în București. Da, peste tot sunt probleme, pentru că instalațiile și rețelele sunt destul de vechi, investițiile sunt costisitoare, proiectele de finanțare au etape destul de lungi de implementare și până când se ajunge la o performanță a zilelor noastre, este destul de greu. Este destul de greu. Ei, odată cu 1990 au început sincopele combinatului de a plăti banii pentru gazul metan și atunci când se reducea presiunea de gazul metan în combinat, începea să tremure și orașul. Asta își țin minte în primii ani de după 1990. În a doua jumătate a anilor 90, cu bani de la guvern, dacă rețin, și cu bani dintr-un grant de la guvern norvegian. Dintr-un guard bear, conexat și cu un grant norvegian. Așa. Între 1996 și 2006-2007, Făgărașul a beneficiat printre puține orașe din țară de o investiție de care beneficiem și în momentul de față. Corect. S-au modernizat rețelele, traseele, inclusiv puncte termice noi. Lucru care a fost benefic și sperăm să fie benefic pentru că de aceste investiții upgradate putem să continuăm sistemul centralizat de termoficare al orașului. Așa e. Paradoxal, în aceeași perioadă de la începutul anului 2000, după implementarea sistemului sau pe măsură ce a început să fie el implementat, lumea a sesizat pentru că s-a spus, domnule, va fi un sistem modern, fără pierderi, fără costuri adiacente și din câte țin minte de la vremea respectivă, lumea a sesizat că diferență mare nu era la capitolul costuri și atunci, în anii 2000, a început marea debranșare, când practic în cascadă s-au debranșat scări întregi, blocuri întregi, cartiere întregi, ajungându-se la 1500 de abonați, cum ați spus acum, de față, da, 1500. Plus instituțiile. Plus instituțiile, da. Un drum care părea cu un singur sens. Pe finalul discuției vom reveni la tendința mondială pentru care noi iar am fost pe contrasens, dar cumva de înțeles. Omul a zis, domnule, trag centrala, plătesc cât consum și la revedere. Nu mai... Este un efect și al sistemului centralizat în care noi am fost obișnuiți să trăim. Exact. Un singur contor de gaz pe scară, ții minte și acum. După care fiecare independent și-a dorit să nu mai depindă și să încerce să aibă propriul sistem de încălzire. Vedem ce discuții sunt în ziua de azi cu apa, unde nu se poate face același, nu se poate să intri în casă să se oprește apa omului și ce discuții sunt cu suferă o scară, un bloc pentru câțiva răuplatnici. E păcătos. Dincolo n-au reușit să modifice. Chiar dacă o să revenim la final, pot să vă spun doar că viitorul în domeniul acesta, tot în parte centralizată va fi, pentru că nu avem cum să nu ne uităm spre țările civilizate, unde vedem că nu există blocuri cu 20 de apartamente și 20 de centrale. Da. Fie că există un sistem local, municipal de termoficare, fie se unesc locatarii și își fac o centrală de quartal. Exact, da. Odată pentru costurile mentenanței, costurile de exploatare, plus ușor o să apară anumite rigori pe parte de mediu care ne vor face să ne gândim mai bine în momentul în care
dorește fiecare să-și monteze o centrală, pentru că probabil emisiile de carbon vor fi cuantificate în funcție de capacitatea centralelor și pe lângă costurile de gaz și energie electrică vor mai fi costuri suplimentare pe aceste componente de emisii. Da, absolut clar. Vor interveni și restricții, așa este. Urmând istoricul, de această dată mai recent, a urmat experiența Gas Energy cu, veți explica dumneavoastră ce înseamnă exact cogenerare, care s-a încheiat nefericit pentru Ecoterm, a dus în pragul falimentului, practic falimentul s-a produs, iar singura șansă pe care le urmăream din articolele vremii a fost ca acest sistem, cum a spus, să nu se piardă, să nu ajungă la fier vechi, era ca să se inviteze o nouă societate a orașului, tot în subordinea Consiliului Local, moment în care ne aflăm acum. Practic, societatea a preluat prin delegare de la Consiliul Local toată infrastructura aparținând municipalității, începând cu 27 februarie 2020. Luna martie și aprilie au fost două luni deja în care s-a furnizat și agent termic, pentru că a mai prins luni din sezonul rece. Da. În momentul de față suntem cu furnizare doar de apă caldă pentru anumite instituții și persoanele racordate la acest sistem. Ce pot să vă spun apropo de cogenerare? Exact. Din punct de vedere tehnic, cogenerarea este cel mai rentabil sistem de producție al energiei termice, având în vedere că această energie termică este undeva un rezidu al producției de energie electrică. Exact. Deci eficiența arderii gazului este mult mai bună și prețul implicit al agentului termic ar trebui să fie sub cel obținut din ardere directă a gazului natural. Da. Astfel încât, mie îmi pare rău că instalația de cogenerare nu mai este în funcțiune. Da. Este o situație pe care nu o gestionez și a fost conexă activității chiar și a ecotermului. Ea a apărut în contextul furnizării energiei locale de termoficare ca o afacere cu preponderență în energia electrică. Bineînțeles, pentru a putea fi autorizată, licențiată și a putea furniza energie electrică în sistemul energetic național prin cogenerare, trebuia să existe un debușeu, în cazul nostru, orașul, pentru a putea prelua energie termică. Da. Instalațiile mai sunt acolo, să sperăm că se vor înțelege cei care le gestionează sau cei care nu se mai înțeleg și probabil că la un moment dat vor trebui să se înțeleagă, astfel încât să poată exista. Deocamdată noi funcționăm strict pe activele municipalității, sunt bine puse la punct. Trebuie să menționez că perioada de conservare, adică perioada în care ele nu au funcționat, alături de personalul pe care menționez că l-am preluat la acest serviciu și este un personal de calitate. Era de care, normal, erau oamenii care știau de cu ce se de care trebuie să ținem cont. Au fost conservate corect și au putut refi puse în funcțiune în condiții normale. Bineînțeles, randamentele actuale. Noi am avut chiar în zilele trecute finalizare bilanțul energetic, auditul energetic care scoate la lumină efectiv pierderile reale pe acest sistem de termoficare, pentru că odată avem și obligație legală, odată ar fi trebuit să știe toată lumea cum stăm la momentul de față. Exact. Suntem undeva peste media națională în acest domeniu de activitate, ținând cont și de faptul că totuși sunt 20 de ani de la implementarea acelui proiect de modernizare. Sistemele de monitorizare sunt dispecerate centralele printr-un singur punct de comandă. Urmărim pierderile, sunt anumite lucruri care pe care și-ar dori să le aibă și alte orașe, dar noi încercăm să upgradăm în continuare și prin proiectele și planurile de viitor pe care le avem să eficientizăm. În primul rând trebuie să fie un serviciu primitor, un serviciu agreabil, care să nu mai fie blamat locuitorii Făgărașului. Situația Făgărașilor cum este diferită mult față de altele care au sisteme îmbătrânite la noi, chiar că ar fi fost păcat să se piardă acest sistem unde s-au investit bani și care cred că uzura este extrem de mică la cât a funcționat la întreaga capacitate. Ați afirmat într-un moment, în perioada, nu știu dacă după ce ați fost numit director sau perioada respectivă, că
la numărul actual de abonați și incluzând și instituțiile, apropo, până vă pun întrebarea, care instituții mai sunt dependente de sistemul de demnificare local? Unitatea militară? Unitatea militară, spitalul municipal, anumite instituții de asistență socială, creșe, licee, liceu industrial. Uh-huh. Ah, deci intenționăm clar să mărim area de acoperire așa în instituțiile uh-huh publice, mai ales cele care sunt direct legate de bugetul local, astfel uh-huh încât probabil vom avea discuții la Casa de Cultură, la liceul Doamna Stanca, uh-huh, unde infrastructura permite. Deci nu vor da fi necesare lucrări edilitare de da amploare da ca să branșăm aceste... Da, da, da. Avem acum în lucru de 2 luni de zile fosta unitate militară, care va deveni ulterior sediu administrativ al localității, exact, unde se amenajează o zonă cu 3 nivele, unde colegii noștri au montat deja... Da, e ordinea potrivită, da, adică încep și cu... Și urmează branșala la rețeaua mare, acolo va fi o lucrare mai amplă, dar sperăm că până la sezonul rece, când uh-huh vom intra cu furnizarea de agent termic, să finalizăm și acea clădire să perfect intre în patrimoniu... Că se va putea lucra în interior având da încălzire. Da, da, da. Ați afirmat că la numărul actual de abonați, sistemul local nu este rentabil și cine are un pic de gândire tehnică își dea seama că e absolut normal, fiind puține abonați, nu este rentabilă exploatarea lui. Ce se poate face în acest sens, că aici deja mergem și la perspective și la planurile mai apropiate sau mai îndepărtate, și la ce număr de abonați ar fi rentabil sistemul de încălzire centralizată al orașului? Mențin poziția da pe care am amintit-o atunci. Matematica tehnică nu prea poate fi combătută. Așa, proiectarea infrastructurii la momentul dimensionării cazanelor a fost undeva la 12.000 de apartamente, plus uh-huh instituții. Uh-huh. Vă dați seama că dacă vorbim astăzi de 1.500, diferența... Sunt aproape de 10 ori mai puțin, da. Ne duce cu calculul la un randament total diferit. Acum da noi avem niște planuri de acțiune să vedem dacă ni le putem, într-un timp foarte scurt, pune uh-huh în aplicare. În primul rând ar fi branșarea altor instituții. Să vedem în ce ritm putem să o facem până la nou sezon rece, cum am uh-huh amintit. Sunt în plan, bineînțeles că pentru a aduce randamentele la cele din proiectarea instalațiilor, să racordăm ștrandul olimpic, să racordăm alte lucruri care da, în care perspectiva vor dezvoltării vorbim, orașului e uh-huh foarte bine să existe un furnizor de energie termică da, da, care capabil poate fi în orice da moment exact să furnizeze exact agente. Vedem ce înseamnă, ce a însemnat, ce înseamnă vara asta la Victoria, cum nu s-a mai putut folosi ștrandul pentru că nu mai există, nu mai are combinatul putere să financiare, să asigure agentul termic. Și nu vrem să ajungem în situația aceasta, adică să avem un bazin olimpic pe care nu avem cum să-l încălzim, dar da, niciun rost. Dacă îl este parte a discuției dezvoltării da acelei uh-huh zone. M-ați întrebat la ce număr ar putea fi undeva rentabil? Păi probabil la 6.000-6.500 am deci ajunge la un prag aha de rentabilitate care să facă funcționarea cu niște costuri atractive și costuri competitive, pentru că și fundamentarea unor costuri de producție a gigacaloriei trebuie să respecte niște rigori legislative. Absolut. Este ANRE-ul, agenția care reglementează atât funcționarea cât și avizarea prețurilor de vânzare, să le spunem, ale agentului termic, unde nu poți să te duci cu orice randamente. Dacă depășești anumite praguri de funcționare, ți se impun investiții. Și pur și simplu, n-ai eu am mai amintit chiar la începutul activității mele aici că în momentul de față este într-adevăr o greutate pentru bugetul local da susținerea acestei activități, dar așa cum trebuie să existe în orice comunitate servicii publice de transport, de sănătate, mm-hmm, trebuie să existe și acest serviciu de termoficare, pentru că nu toți oamenii municipiului nostru își permit în momentul de față uh-huh să se să devină independenți pe exact acest aspect. Exact. Ne referim în special la cei care au rămas la sistemul de termoficare local, oameni care acum marea parte a lor sunt oameni fără posibilități financiare deosebite. Și ajungem la ceva ce ați anticipat dumneavoastră și la ceea ce doare efectiv la
prețul pe gigacalorie pe care trebuie să îl plătească cei care sunt în sistemul centralizat. Se spunea în materialul care, pe care l-am citit legat de înființarea noi societăți, că sistem nu mai fusese din 2012 actualizat prețul gigacalorie 240. Inclusiv în momentul de față. Așa? Cum stăm în acest moment? Da, noi am preluat activitatea începând cu 27 februarie, iar până la fundamentarea noilor prețuri suntem obligați să funcționăm cu prețurile avizate în 2012, adică 290 de lei gigacaloria pentru agenții economici și 245 de lei pentru populație. Da. Noi am plecat la acest drum, am fundamentat nou preț cu costurile reale găsite în momentul de față. S-a supus acest preț Consiliului Local, a primit votul cu care urmează să mergem spre licenții. Spuneți-l cât este, că diferența este... 560 de lei deci pe gigacalorie. Asta este diferența între costul real și costul care în momentul de față se încasează pentru producția preț pe care, pe toate validării, instituțiile îl vor plăti și din discuțiile avute la nivelul Consiliului Local, populația va rămâne cu prețul de 245, urmând ca diferența să fie considerată subvenție de funcționare și alocată din bugetul local. Unul din costurile mari pe care le-ați amintit înainte. Am spus că este o presiune care va rămâne, dar odată ce agenții economici vor plăti acest preț avizat, bineînțeles, de ANRE, diferențele într-adevăr rămân doar de acoperit pentru populație. Ceea ce este o practică legală, în toată țara se întâmplă, sunt situații unde fundamentând acest preț și documentând în domeniul acesta, sunt localități cu 800, cu 600 de lei pe gigacalorie în funcție și de randamentele pe care le au. Dacă sistemul este vechi, normal că randamentul este scăzut. Pierderile sunt mari. Deci e foarte posibil ca în sezonul rece, care nu e atât de departe, chiar dacă acum sunt 30 de grade afară, se va intra cu aceste prețuri. Da, noi sperăm ca până atunci să finalizăm fundamentarea prețului. Acum am obținut autorizațiile de la mediu pentru funcționarea celor nouă centrale. Suntem în procedura de obținere a licenței, care este prima etapă în fundamentarea prețului. Documentația este depusă, avem ultimele corespondențe cu Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei și probabil că până la jumătatea lunii august vom avea licența, iar sper ca până la finalul lunii august să avem un punct de vedere legat și de preț. Da. Ca și instituțiile publice să poată să-și fundamenteze un buget și să-și cuantifice cheltuielile pentru următorul sezon rece. Exact. Iar un subiect care a suscitat multe comentarii de-a lungul anilor este infamanta taxă pe țeavă. Cum mai stăm acolo? Există, poate fi anulată, se poate renunța la ea, că doare pe multă lume care încă n-au reușit să-și taie conductele din subsol sau, mă rog, cum au făcut, în așa fel încât să nu mai fie nevoit să o plătească și care, mă rog, multă lume nu înțelege rostul, are și ea un rost și dumneavoastră veți explica care este situația în ceea ce o privește această taxă. Da, este o taxă mult discutată la nivelul orașului nostru și faptul că este deranjantă, pomeneam la un moment dat că trebuie să fie un serviciu agreabil pentru locatarii și locuitorii Făgărașului, pentru că orice serviciu public, în primul rând, acesta este rolul lui. Să vină în întâmpinarea celor cărora li se adresează, nu cu lucruri care sunt deranjante sau, dacă sunt, trebuie explicate în așa fel încât să nu creeze păreri divergente, că cineva și-ar dori cu orice preț să fie o taxă care poate, în anumite condiții, ar fi eliminată. Ce pot să vă spun despre această taxă? Ea este reglementată legal. Acum, prin fundamentarea acestei situații economice și tehnice, adică bilanțul energetic care scoate la lumină funcționarea reală a instalațiilor, vom ajunge la niște concluzii care concură la un anumit preț al gigacaloriei. Componenta prețului pentru o factură emisă de serviciu de termoficare are trei elemente. Unul este costul real al agentului termic din calorifer, al doilea element este costul care se cuantifică prin țevile interioare ale apartamentelor și al treilea element este costul țevilor din exteriorul apartamentelor, costul zonelor comune.
lucru care este cel mai deranjant și vă spun și de ce, pentru că mare parte dintre cei care sunt în imobile, în blocuri, nu mai sunt racordați la sistemul local. Exact. Și atunci deranjul vine din momentul în care, neavând niciun serviciu oferit de această societate, beneficiezi de o factură și te supără pentru că ai de plătit o anumită sumă de bani. Eu v-am dat la un moment dat un exemplu și legislația celor care locuiesc la bloc se duce până la a obliga la anumite costuri comune. V-am dat acel exemplu cu repararea acoperișului. Exact. Pentru a putea repara un acoperiș la un imobil cu 20 de apartamente, sunt obligați toți acei locatari să chiar și cel de la parter, nu-l plouă cel puțin în prima dar fază. Dar noi, ca să nu mai lungesc acest subiect, noi practic de la începutul activității din luna martie nu am mai emis facturi pe elementul cost comun, țevi interioare în casa scărilor, ci doar pentru cele două elemente, costul din calorifere și țeava din interiorul casei. Urmând ca să fundamentăm prin acest bilanț energetic, iar acea diferență să fie preluată practic la pierderile induse, care să fie socotită tot în categoria unor subvenții de funcționare. Da. Deci omul să nu mai vadă că... Cei care au analizat, au fost diverse acuze că nu s-a schimbat nimic, cei care au analizat și au văzut diferențele pot să susțină lucrul ăsta, că n-au mai fost emise facturi pe costurile comune începând cu luna martie. Da, da. Ei, așa să fie și să... Noi menținem ideea și să sperăm că va fi girul și al Consiliului Local, pentru că noi suntem în subordinea Consiliului Local, care va trebui să gireze propuneri cu care venim și cu care mergem la dorințele, dorințe populației, în condițiile în care se poate rezolva legal acest lucru. Sistemul nostru, care este, cum ați spus, este modern, este la nivel, încă ține pasul, chiar că a fost implementat acum 20 de ani, ține pasul cu ceea ce se întâmplă în lume, modern din punct de vedere al tehnicii, totuși, din spusele primarului nostru, prin Ministerul Lucrării Publice, Dezvoltării și Administrației, se încearcă o revitalizare a acestui sistem și includerea lui într-un program de termoficare 2019-2027 de eficientizarea sistemului de termoficare. Ce ar presupune această eficientizare? Pe ce linii trebuie să meargă și cum ne aflăm, unde ne aflăm în acest moment cu aderarea la acest program? Da, sunt două componente aici. Una din componente se referă strict la consumatori, deci eficientizarea transferului termic în fiecare apartament. Noi, din cele 1500 de apartamente racordate în momentul de față, avem undeva la 220 modernizate. Ele sunt în zona străzii Câmpului, în zona blocurilor ANL, unde în fiecare scară de bloc există niște centrale subsecvente care preiau agentul termic și îl transformă într-un mod mult mai rentabil din punct de vedere energetic către fiecare consumator. Acolo nici nu există vestita poveste cu taxa pe țeavă, pentru că fiecare apartament este contorizat individual și poate fi cuantificat la consum fără niciun fel de alte costuri comune. Da. Această investiție a fost începută și finalizată în acele locuri de partea celor care au făcut investiția în cogenerare. Deci pentru a încerca să găsească un debușeu cât mai larg pentru consumatori, au găsit înțelegere. Acolo e situația un pic mai complicată pentru că intri în discuții cu proprietari care trebuie să fie de acord, trebuie să ai discuții cu asociațiile de proprietari să se gestioneze în comun acest lucru. O astfel de implementare nu poate fi făcută punctual pentru două, trei familii care își doresc acest lucru. Vor trebui convinși toți. Lucru pe care încercăm să-l facem în continuare. Deci asta este o etapă. Prelungirea numărului de abonați care beneficiază de aceste module de transfer termic, astfel încât să nu mai existe decât pur și simplu costurile energetice proprii. Da. Vă dau un exemplu tehnic, așa cum a ajuns situația în acele zone. Dacă în luna iulie-august sunt anumite zile friguroase, acei locatari pot să-și deschidă instalațiile de încălzire în calorifere. Nu depind de pornirea centralei doar în anumite perioade, dacă temperaturile scad, nu știu, 3 zile sub 10 grade. Deci este o treabă care ține de evoluția. Ca și cum ar avea centrală de apartament, deci dar practic ei sunt la sistemul centralizat. Iar în locurile unde vom ajunge cu investiția aceasta, după, mă rog, parcurgerea tuturor etapelor de studii de fezabilitate și aprobarea sumelor, practic omul nu face decât să-și înlocuiască intrarea în apartament de la centrala proprie cu
cele pe care le vom aduce noi, da, astfel încât nu este niciun deranj la nivelul apartamentelor, mm-hmm, fără să fie nicio decizie care ține de domnule ce va fi. Dacă deranjul va fi ulterior, poate să revină fără niciun fel de probleme proprietarul la vechea variantă de, da, funcționare. Da. Asta este una. Și a doua este legată de, mă rog, eligibilitatea unor astfel de proiecte ține în primul rând de reducerea emisiilor. Uh-huh. Reducerea emisiilor duce mai departe la reducerea consumului de gaz sau randamente mai mari pe arzătoarele care produc energie termică. Uh-huh. Astfel încât sunt discuții legate de montarea unor module de cogenerare în centralele existente, astfel încât să fie implicată producția de energie electrică și cea de energie termică, care implicit va duce la preț mai scăzut al energiei termice, uh-huh, și producția de energie electrică. Sau am avut o discuție pe care vom continua să o facem chiar și cu colegii de la Serviciul de Termoficare din Brașov, care au montat panouri electrice pe centrale, uh-huh, și în perioada de vară asigură furnizarea apei calde prin panouri solare, nu prin arderea gazului natural. Da. Păi vedem că din ce în ce mai călduroase sunt, verile țin, da, mai mult, și chiar și într-un oraș de munte avem destule zile însorite cu 30 de grade când se poate am discutat aceste lucruri cu colegii, da, de la compartimentul de proiecte din primărie, mm-hmm, și o să vedem dacă le comasăm toate într-unul singur sau vor fi, mm-hmm, individualizate astfel încât să poată, mm-hmm, trece pașii de eligibilitate. Da. Și cumva pe final de emisiune, ceea ce ați spus și mai la început, tendința mondială este de comasare și nu de fărămițare a sistemelor de, da, de termoficare. Deci sau prin legi, sau prin restricții, sau prin noi prevederi, încet, încet Uniunea Europeană ne va obliga totuși să ne întoarcem la vechiul, da, la vechiul sistem. Nu toată lumea înțelege aceste lucruri, da, sau perspectiva trebuie înțeleasă prin pașii pe care îi vedem în jurul nostru, uh-huh, și evoluția celor din țările mai avansate, să nu, da, zic din alte, uh-huh, țări, ne dau de gândit că undeva acolo se va ajunge. Iar pentru, da, acest lucru, comunitatea trebuie să fie pregătită, uh-huh, să poată susține. Da. Fiindcă nu putem obliga pe nimeni. Chiar apropo de obligație legat de colaborarea pe care o avem după înființarea serviciului, noi suntem acum ca un copil care s-a născut și începe să își desfășoare o activitate. Uh-huh. Fac un apel, să zic, asociațiilor de proprietari cu care noi am luat legătura să încercăm cel puțin până la sfârșitul lunii august să încheiem acele contracte în urma cărora noi putem, uh-huh, să furnizăm și în sezonul rece. Avem o mare parte din, da, 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 contracte. Dar și cu anumite, uh-huh, cabinete individuale de medicină și locuri unde, datorită situației actuale, n-am putut să ajungem personal și am, uh-huh, luat contact doar prin corespondență. Va trebui cumva să finalizăm aceste documente, astfel încât furnizarea în sezonul rece să fie reglementată din toate punctele de vedere, inclusiv contractual. Da. E bine că ați făcut acest apel și să sperăm că din cei care ne urmăresc și se regăsesc între cei care au trebuie să facă acest pas legal. Domnule Țesu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Sper că a fost clar pentru toți cei care ne urmăresc cum stăm și ce perspective avem. Și vă urez succes, că nu ocupați un post ușor. N-a fost ușor de mulți ani încoace și nu va fi ușor nici de aici încolo, dar măcar nu mai suntem amenințați de faliment cum a fost vechiul Ecoterm, și pus pe baze noi și cu un sistem care încă este modern, avem șanse să ținem pasul cu vremurile. Vă mulțumesc că o dată și vă urez succes. Mulțumesc mult. Multă sănătate. Aceasta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocoiu. La bună vedere.